În plină criză sanitară din cauza valului 4, România primește ajutor din partea Republicii Moldova. 32 de cadre medicale de peste Prut au ajuns ieri la Spitalul Modular Lescani pentru a da o mână de ajutor. Medicii moldoveni spun că este vorba despre o acțiune umanitară, dar și despre un mulțumesc spus românilor pentru ajutorul pe care l-au acordat Moldovei. 12 medici, 10 asistenți medicali și 10 paramedici din Republica Moldova au ajuns în România. Timp de 12 zile, medicii și paramedicii de peste Prut vor ajuta la tratarea pacienților infectați care se află la Spitalul Modular din Comuna Lețcani din județul Iași. Li se adaugă două echipe de paramedici SMURD de la subdiviziunile Chișinău și Bălți. Totodată, spre țara noastră au pornit și 3 autospeciale din Chișinău, Bălți și Ungheni. Cei mai mulți medici care pleacă în misiune sunt de la Institutul de Medicină Urgență și de la Spitalul Republic. Însă sunt și câțiva din spitalele regionale. Echipa de medici, asistenți medicali și paramedici din Republica Moldova au plecat în misiunea umanitară de ajutor oferit României în lupta contra pandemiei. Prin acest gest exprimăm recunoștința tuturor cetățenilor români pentru că s-au împărțit cu noi în timpul pandemiei cu tot ce au putut, medici, echipamente de protecție, vaccin. Le dorim succes colegilor să-și îndeplinească cu dedicație și profesionalism misiunea și să revină acasă sănătoși, a scris Alan Emerenco, ministrul sănătății de la Chișinău, pe Facebook. Și Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență București, a anunțat că echipa trimisă din partea guvernului de la Chișinău va activa la Spitalul Modular Lețcani. De asemenea, acesta a precizat că propunerea de ajutor a venit din partea Republicii Moldova.